Am revenit aici pentru o nouă poveste. Eu, Clownela, alături de tine! Înainte de a începe povestea, abonează-te la canalul nostru! Vă fi foarte bucuroasă să știu că ești mereu alături de mine! Bine, povestea de astăzi sună în felul următor. Girafa care nu voia să poarte ochelari. Știi această poveste? Foarte bine, atunci o citim împreună! Fă-te comod! Eu sunt gata. Tu ești gata? Atunci să înceapă povestea. Girafa nu vedea prea bine, nici de aproape, nici de departe. Odată s-a împiedicat de un șarpe și s-au încălcit îngrozitor. Ai nevoie de ochelari, au strigat celelalte animale. Și repede, repede i-au făcut o pereche. N-am de gând să-i port, a zis girafa. O girafă cu ochelari ar arăta tare straniu și s-a îndepărtat hotărâtă. Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce s-a dat cu capul de o creangă. Păi o să-mi pun o cască de protecție să-mi apere capul, a zis girafa. Așa că de atunci a purtat o cască de protecție. Animalele se întrebau, știi ce face girafa? Habar nu am, răspundeau celelalte. Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce s-a izbit de un rinocer. Iartă-mă, o să-mi atârn un clopoțel de coadă, i-a zis rinocerului. Astfel toată lumea o să mă audă când vin. Așa că de azi înainte girafa noastră a purtat o cască de protecție ca să-și apere capul și un clopoțel să fie auzită când se apropie. O, ce prostie, a mormăit leul. Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce s-a lovit la picior de o piatră. O să port ghete, astfel picioarele mele vor fi în siguranță, și-a zis ea. Așa că girafa noastră a început să poarte ce? O cască de protecție ca să-și apere capul, un clopoțel ca să fie auzită când se apropie și două perechi de ghete ca să se plimbe în siguranță. E din ce în ce mai rău, a zis atunci elefantul. Cu cine oare se mai întâlnește girafa? Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce s-a așezat pe o tufă de ciulini. Au! O să port o pernă, o să-mi protejeze fundulețul, și-a zis ea, tot scoțând câte un spin. Așa că girafa noastră a purtat o cască de protecție ca să-și apere capul, un clopoțel să fie auzită când se apropie, două perechi de ghete să se plimbe în siguranță și o pernă să-și protejeze ce? Fundulețul! Ha, ce bizar arată! Spuneau toată lumea din jurul girafei. Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce a căzut în râu. Plosc! Bul, 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 făcea girafa noastră. Oh, îmi pare rău, domnilor hipopotam. Păi, să știți că o să port un colac de cauciuc ca să mă țină la suprafață dacă pic în apă, a zis ea. Așa că girafa a început să poarte, recapitulăm ce? O cască de protecție ca să-și apere capul, după care un clopoțel să fie auzit atunci când se apropie, două perechi de ghete să se plimbe în siguranță, o pernă să-și protejeze fundulețul și un colac de cauciuc pentru cazul în care ar cădea de nou în apă. Aoleu de mine, râdeau hipopotamii în apă. Oare ce mai poartă girafa noastră? Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce a căzut într-o groapă.
O să port cu mine o scară. Da, o să port cu mine o scară. Așa, dacă se întâmplă să cad într-o groapă din nou, o să pot să ies din ea. Și a zis girafa. Hai să recapitulăm încă o dată. Ce purta girafa noastră? 1. Cască de protecție, ca să-și apere capul. 2. Purta un clopoțel, ca să fie auzită. Purta 2 perechi de ghete, să se plimbe în siguranță. O pernă, pentru ce? Ca să-și protejeze fundulețul. Un colac de cauciuc, pentru cazul în care ar cădea în apă. Și mai căra, mai nou, și o scară, exact. Oh, e absolut ridicol, spuneau toți cei din jurul ei. Tuturor le era milă de girafă. Dacă s-ar putea vedea, a zis stuțul. Trebuie să o ajutăm, a zis ghepardul. Într-o noapte, ghepardului i-a venit o idee. S-a strecurat până la girafă în timp ce ea dormea, iar a doua zi dimineață... Ce s-a întâmplat? Pah! A strigat aceasta când a dat cu ochii de imaginea ei reflectată într-o bâltoacă. Eu sunt asta? Oh! Arăt ridicol! Și a început să dea jos de pe ea ce? Casca de protecție. Ce mai avea copii? Clopoțelul. Apoi avea 2 perechi de ghete. Apoi pentru funduleț, ca să-l protejeze, avea o pernă. Mai avea și un colac de cauciuc. Și la final adăuga ce? O scară. Toate le-a dat jos de pe ea. S-a privit din nou în băltoacă și abia atunci a observat ochelarii de pe nasul ei. A zâmbit ea mulțumită. Dar arăt chiar elegant. Da, așa e, au strigat toți în cor. Girafa a plecat mai departe, evitând chiar și o mică buburuză care era lângă piciorul ei. Uite așa girafa noastră de azi înainte poartă ochelari și vede totul în jurul ei. Sunt convinsă că ți-a plăcut acest video și această poveste. Iată de ce, distribuie chiar acum și prietenilor tăi. Pune un like și comentează să îmi spui dacă ai văzut măcar o dată o girafă. Da, îmi scrii mai jos, iar eu am să citesc cu mare, mare drag. Te pup!